integral care nu prea mulțumește pe nimeni, nu? Nici pe voi, nici pe cei de la Craiova, în egală manieră pentru BCSB. Da, v-am spus și înainte, e o etapă favorabilă pentru FCSB, ne-am încurcat și noi și cei de la CFR. Cum a fost astăzi? Ce nu a mers? Ce a mers? Cum ai văzut în teren? Eu zic că am făcut mai ales o primă repriză bună, ne-am creat ocazii, n-am reușit să băgăm o poartă. Au reușit ei din prima situație și am egalat destul de repede. A doua, dar am reușit să mai punem presiune pe ei, să luăm cele trei puncte. S-au răzbunat și ocazia de la început pe care le-ați avut voi până să deschidă Craiova scorul? Da, putem spune și asta. Noi am fost cu ocaziile, ei direct cu gol, a doua repriză au fost ei cu ocazii și am demarcat noi. Eu zic că meritam să câștigăm, ne doream să câștigăm în această seară, să luăm toate cele trei puncte. Poate de intra Craiova în lupta pentru titlu? Rămâne de văzut, să vedem și etapa următoare. Noi sperăm să ne luăm cele trei puncte, să câștigăm acasă cu FCSB și după înjumătățire vedem, luăm fiecare meci în parte și ne dorim să mișurăm cât mai repede distanța. Dar e distanța prea mare între voi și FCSB? Nu. Părerea ta? Nu, vă spun înjumătățire. Vă spun sincer că nu, pentru că eu am fost acolo și tot cred că așa aveau CFR-ul acum 2 ani la intrarea în play-off față de noi și am reușit să până în penultima etapă să ne batem la titlu. Pentru ei un avantaj pe arena națională că sunt obișnuiți să joace acolo? Da, putem spune și asta. Eu am fost acolo, știu cum văd jucătorii când joacă pe arenă, știu cum se simt ei, dar noi avem o echipă, avem un grup și sperăm să reușim să câștigăm. Se poate umple arena națională la acest drept? Cu siguranță se va umple, părerea mea. De aceea să și opta să jucăm acolo. Cât de important e acest derby înainte de intrarea în play-offs, practic, atunci o să se vă mai apropiați și să-i dați un moral bun, dacă... E foarte important. Sunt foarte importante cele trei puncte. Să mișurăm distanța și după înjumătățire, cum am spus, să mă repet, să luăm fiecare meci în parte și vedem. Mai e un meci special pentru tine să joci contra FCSB-ul? Nu mai sunt acolo, acum sunt aici. Doresc să fiu sănătos, să joc cât mai bine, când sunt folosit, să-mi ajut colegii și echipa. Ce echipe trebuie să pot completa acolo? Eu cred că Ucluj. Ce ți-ai dorit? Ucluj. Ce sfat ai da Săpunarul? Săpunarul e un băiat excelent, un lider, un vestiar, lider în afara vestiarului, un om deosebit, care ne ajută pe fiecare în parte, când avem nevoie de ceva, și în teren, și în afara lui, un om cu bun simț. Seara.